Aș vrea să, întreb cu o, să încep cu o întrebare sau cu un set de întrebări. Ce se întâmplă atunci când cineva supraviețuiește unui accident sau unui contratimp în mijlocul naturii? De exemplu, într-o expediție la munte, cineva pleacă singur și se lovește sau își rupe piciorul și nu mai poate efectiv să umble. Sau, în altă circumstanță, dacă cineva a rănit, tot așa, trebuie să rămână. În mijlocul junglei, peste noapte. Ce se întâmplă? Sau mai pun o întrebare. Cineva este atacat de răufăcători, nu este omorât, însă este rănit și trebuie să stea în mijlocul câmpului pentru mai multă vreme. Care este pericolul la care se expune? Pericolul cel mai mare în astfel de cazuri este că persoana aceea poate fi atacată de animalele de pradă. Mirosul sângelui, mirosul rănii poate atrage aceste animale, iar datorită faptului că persoana în cauză este slăbită, este decimată, să zic așa, nu se poate apăra și atunci devine o presă ușoară pentru așa ceva. Și ați văzut și voi multe documentare, nu cu persoane, ci cu animale care într-o anumită turmă sau cireadă sunt rănite, se despart sau se separă de turmă pentru că nu mai pot să țină ritmul și atunci animalele de pradă le atacă. În altă ordine de idei, poate ați văzut și voi în mai multe filme pe cei condamnați în epocile medievale la crucificare sau oameni care erau legați de un stâlp și trebuia să stea acolo mai multe zile. După un timp, când energia acestuia scădea, veneau corbii și efectiv începeau să mănânce din trupul încă viu al acelui om. Și aceste imagini, aceste scene în care animalele de pradă devorează pe cineva lipsit de apărare sunt de-a dreptul înfiorătoare. Sunt nenumărate situații în care anumiți oameni au fost mâncați de păsări, de sușiați de lupi de hiene sau de coioți, deoarece se aflau în mijlocul naturii sălbatice și fără vreo posibilitate de apărare. Unul dintre animalele de pradă este șacalul. Și acest animal este un animal carnivor și omnivor, dar puțin mai mic decât lupul și puțin mai mare decât vulpea, ceva între lup și vulpe, ca să ne facem o idee. Acest animal trăiește în zonele semideșertice ale Asiei, ale Africii și în sud-estul Europei. Se hrănește cu animale mici, cu șoareci, cu reptile sau cu animale care nu se pot apăra, care sunt inofensive, cu găini, cu miei, cu iezi. De exemplu, dacă știți, anul trecut în Timișoara au apărut la știri că șacalii se înmulțesc în această zonă a țării noastre, România, și sau a țărilor România, și atacă în diferite ogrăzi oile și găinile proprietarilor. Dar șacalul este un exemplu excelent de animal care adulmecă hoiturile, care simte mirosul ăsta din depărtare, și alte animale lipsite de apărare care au fost atacate și debilitate de animale mai mari. Și se apropie. Poate vă întrebați, de ce, ce ne spui toate astea? Pentru că după ce trec pericolele cele mari, după ce uh, se îndepărtează acea primejdie groaznică, totuși rămâne o ultimă primejdie, șacalii. Șacalii. Dacă ai fost atacat de tâlhari și ai scăpat rănit pe marginea drumului, încă nu ești în siguranță, deoarece vor apărea șacalii. După ce lei sau alte fiare puternice au atacat turma și au împrăștiat-o, un alt pericol se va abate peste turmă și anume șacalii. Astăzi vom trata ultimul domeniu de căzut pe care îl prezintă în Cartea Mică și l-am numit metaforic invazia șacalilor. Poporul Israel pe care le analizăm în cadrul acestei cărți a fost falimentar în foarte multe domenii. Au eșuat în multe circumstanțe, nu au pus rezistență influenței popoarelor din jur și s-au trezit că și au modificat crezul, și au modificat structura, și au modificat tot ceea ce aveau și nu au împlinit așteptările pe care Dumnezeu le avea de la ei. Și am văzut săptămână de săptămână cum poporul a coborât treaptă după treaptă, degradarea Îndepărtându-se de tot ceea ce Dumnezeu a desenat sau a proiectat la origini. Și aș vrea să fac o mică recapitulare. Au înlocuit imaginea Dumnezeului adevărat cu pictura care le convenea lor. Ce păcat că această situație distorsionată i-a adus într-o relație deficitară cu Dumnezeu. Preocupările lor erau îndreptate doar spre satisfacerea poftelor lor și petreceau mai mult timp la coafor decât să-și împlinească misiunea. Pofta era motivația care îi făcea să se trezească în fiecare dimineață și nicio alarmă nu îi mai putea face să accepte sau să asculte voia lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu era interpretat anapoda ca să dea bine cu acțiunile lor. Nu aveau parte de cer senin, deoarece nu își puneau încrederea în Dumnezeul cel atotputernic. Un apus de soare continuu le amenința orizontul, deoarece adaptaseră standarde eronate. Vă amintiți de toate aceste lecții? Nu mai aveau nimic nobil încât să merite să mor pentru țară sau vreun alt ideal, iar slujirea pe toate palierele era compromisă tratau comunitatea lui Dumnezeu, biserica, ca pe o femeie de serviciu, considerând-o menită să împlinească doar nevoile neplăcute ale oamenilor. Pierduseră din vedere acel happy end care îi aștepta la destinație, la destinația vieții trecătoare, deoarece se ancoraseră doar în traiul bun pe care îl aveau pe pământ. Uitaseră că Dumnezeu le făcuse parte de a fi învingători în echipa lui, chiar dacă jucau un meci în deplasare. Se înșelau singuri cu privire la propria lor restaurare, zugrăvindu doar propriile ruine, ruinele priorităților lor, în loc să înceapă cu demolarea. Au uitat chiar de propria lor umanitate și se credeau Dumnezei, se credeau cineva superior. Și pe Dumnezeu, pe Yahweh, l-au adus în poziția de acuzat și i-au aruncat în vinuiri. Îl tratau cu dispreț, aducându-i doar o închinare ritualică și ofereau această închinare cu o atitudine cu care ofer ceva unui cerșetor. Chiar dacă le fusese arătat tot ceea ce trebuia să cunoască și fiecare ar fi putut să spună știu, Adevăr, uh, inițiativa de a face ceva era inexistentă. Și chiar și adevărul era neglijat și înlăturat și națiunea se complăcea în atmosfera unei case de toleranță. Tocmai de aceea, pasajul pe care îl abordăm astăzi, în primul rând vine și denunță lipsa rodirii. Vine și denunță acest aspect, lipsește roada. Haideți să mergem mai departe în cartea mică, am ajuns la capitolul 7, ultimul capitol al cărții și să citim versetul 1. Vai de mine, căci parcă sunt la strângerea poamelor și la strângerea bobițelor după culesul strugurilor. Nu mai este niciun strugure de mâncare, nici cea din tâi smochină dorită de sufletul meu. Textul denunță lipsa rodirii. Această lamentație pe care o citim aici este un strigăt chiar din partea lui Dumnezeu care privește spre poporul lui, spre via lui, spre livada lui de smochini și constată că nu există rod. Constată că lipsește. Ceea ce dorea el cu ardoare să găsească rod acolo. Vă amintiți? Domnul Iisus vine mai târziu și spune Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu, adică Dumnezeu, va fi proslăvit dar roada lipsea cu desăvârșire. Nici un ciorchine, nici o smochină. Și lipsa roadei se datora ignorării avertismentelor pe care Dumnezeu li le trimisese până atunci și pe care am ținut să le reamintesc în această recapitulare. La ce ne referim însă atunci când spunem roadă? Noi nu suntem nici viță de vie, nici smochini ca să facem struguri sau să facem smochine. Prima parte a versetului următor, a versetului 2, ne dă răspunsul. S-a dus omul de bine din țară și nu mai este niciun om cinstit printre oameni. Roadele, dragilor, așa cum le înțelege Scriptura, roadele sunt acele trăsături de caracter care sunt determinate în noi de ceea ce ne guvernează. Pe noi ne guvernează fie pofta cărnii, fi pofta firii pământești, fie Duhului Dumnezeu. Una din aceste două guvernează viața noastră. Acele trăsături de caracter pe care noi le facem, în urma a ceea ce ne conduce pe noi, sunt roadele. Și în această societate, binele, această trăsătură de caracter, lipsia cu desăvârșire, versetul 3, continuă în felul următor, mâinile lor sunt îndreptate să facă rău. Nu există bine. Am fost uimit să citesc în alte traduceri acest verset în care este exprimat în felul următor. Mâinile lor sunt deprinse să facă rău ca să-l înfăptuiască bine. E un joc de cuvinte aici care scoate în evidență o pasiune, o dedicare, o excelență pentru tot ceea ce era necurat. Dacă era bun, nu era făcut. Dar dacă era rău, era făcut cu pasiune. Mâinile lor sunt deprinse, să facă, sunt deprinse la rău ca să-l înfăptuiască bine. Cuvântul lui Dumnezeu, în contrast, vine și ne spune că roada luminii stă în orice rău, nu răutate, bunătate, în neprihănire și în adevăr. Ei, astea lipseau, din păcate, nu exista nici urmă de așa ceva, în ciuda avertismentelor pe care Dumnezeul le, trimise, le trimitea prin proroci. În cazul acesta, prin Mica, prin Isaia, prin Osea, care mereu și mereu aduceau mesaj poporului. Hei, aici trebuie să ai grijă, aici trebuie să ai grijă. Nimic. Și astfel, textul continuă în versetul 4 și ne spune unde a ajuns starea de degradare. Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spin. Nu știu când ați mâncat ultima dată fructele unui tufiș de mărăcini sau unui tufiș de spin. Nu e așa că aceste lucruri nu produc roadă? Rodirea dorită și așteptată de Dumnezeu lipsea în totalitate. Și prin prorocul Isaia, contemporan cu Mica, Domnul le spune același lucru aceluiași popor printr-o altă metaforă. Fiți atenți ce spune în Isaia capitolul 5. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățat de pietre, a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc. Apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni. Și rezultatul? Dar a făcut struguri sălbatici care nu erau buni de nimic. Asta era roada acestui popor. Dar a făcut struguri sălbatici. Nimic satisfăcător pentru stăpân, pentru proprietar. Însă, după ce explic această lipsă a rodirii, această lipsă a rodirii duce la niște consecințe neașteptate. Eu personal am fost uimit să descoper la ce rezultate duce această lipsă a roadei. Pentru că lipsa rodirii denunțată și este denunțată deoarece afectează în mod direct relațiile dintre oameni. Niciodată nu m-am gândit la roadă în felul acesta. Road, lipsa roadei devine sau afectează în mod direct relațiile. Când avertismentele lui Dumnezeu cu privire la valorile spirituale au fost ignorate, rezultatul final este că relațiile interumane sunt devastate, sunt distruse, nemai fiind ceea ce trebuia să fie. Oamenii lipsiți de roada pe care Dumnezeu le-o prescrisese, încă de la origini, o pusese înaintea lor să calce, să fie așa cum își dorea el, se atacă unii pe alții așa cum șacalii își atacă prada. Și în al doilea rând, pasajul de astăzi denunță degradarea relațiilor. Degradarea relațiilor. Și implicit, Vine cu provocarea. Trebuie restaurate relațiile noastre. Trebuie restaurate relațiile noastre. Și aș vrea să observăm legătura, ceea ce m-a uimit pe mine în această săptămână, legătura profundă care există între roadă și relație. Și aș vrea să ne uităm la câteva pasaje din uh, Cuvântul lui Dumnezeu că roada va determina relațiile noastre. Va fi fie liantul unei relații și va face ca relația să funcționeze dacă avem roadă sau va fi distrugătorul unei relații și acea relație nu va funcționa. Haideți să ne readucem aminte sau să rămânem în același text din Isaia. Da? Zidise o vie, avea toate condițiile ca să rodească, pământul era fel, fertil, fusese curățat, ei, și ea rodește struguri sălbatici. Dacă ne uităm în versetul 7 din același capitol 5 al lui Isaia, vine și ne aduce explicația acestei metafore, ca să o înțelegem, să o interpretăm corect, cum ar fi traducerea, da? Via Domnului Oștirilor este casa lui Israel. Deci e vorba despre oameni, despre un popor. Și bărbații lui Iuda sunt via pe care o iubea. E vorba de poporul lui Dumnezeu care era iubit de Dumnezeu. Acum, el se aștepta, nu? Așa spune Sus, că aștepta să facă, trăgea nădejde. El se aștepta la judecată și când colo, iată, sânge vărsat. Se aștepta la dreptate și când colo, iată, strigăte de apăsare. Noi considerăm, dragii mei, că roada este ceva pe care îl aducem direct lui Dumnezeu. E ca fumul unei jerfe, care doar Dumnezeu beneficiază de ea. Știi, eu mă conectez direct cu Dumnezeu, mă închid în camera mea, acolo mă rog. Dacă citesc Biblia, Dumnezeu se bucură. Dacă stau acolo închis în casă și acolo fac, Dumnezeu e încântat că eu rodesc fapte bune acolo în cămăruța mea. Dragii mei, judecata și dreptatea scrise în acest text, nu e vorba de judecată de tribunal aici, ci a fi drept a apăra adevărul, această trăsătură de caracter pe care o aștepta de la via lui, adică de la popor, de la Israel. lipsia. Această dreptate, adevărul, dacă ar fi fost aplicat corect, lucrul acesta ar fi dus la îmbunătățirea relațiilor. Dar, în contrast cu asta, pentru că nu rodeau aceste lucruri, ați observat în text rezultatul? Sânge vărsat. Strigăte de apăsare lipsa rodirii influențează direct relațiile. Și aș vrea să privim și în epistola către Galateni, unde sunt puse față în față două liste cu roade. Pe de o parte, este numerată roada firii pământești, ceea ce un om face din pornirile cărnii, și pe de altă parte, roada Duhului. Prima listă conține următoarele caracteristici. Fiți atenți! Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Wow, o listă foarte urâtă. Dar observați că toate acestea sunt proporționale cu relațiile dintre oameni? Când curvești, nu curvești singur? Este implicat cineva? E o chestie de relație. Când ești lacom, nu ești singur. Când te cerți, când ai mânie, nu e o mânie la persoana întâi. E pe cineva. Toate roadele, tot ceea ce noi aducem, influențează relațiile noastre. Cea de-a doua listă, care este în acel pasaj din Galateni, vine și ne spune următoarele lucruri. Roada Duhului din potrivă este, fiți atenți, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Care din aceste lucruri funcționează singure? Pacea o vezi în relațiile cu ceilalți. Blândețea o vezi în relațiile cu ceilalți. Să faci bine la persoana întâi, nu se referă textul la așa ceva. Știu că cu asta suntem cel mai obișnuiți. Însă, facerea de bine, automat, implică un subiect și un complement asupra căruia se face binele. Blândețea, bunătatea, toată această roadă are în vedere relațiile. Și aș vrea să mai subliniez, foarte uh, important, că acest pasaj din Galateni, dacă ne uităm la începutul lui, când începe să vorbească despre roadă, fiți atenți cu ce verset începe. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Adică e clar că e vorba de relații. De la începutul pasajului, când Pavel scrie această scrisoare, spune Vreau să vorbesc despre relațiile dintre voi. Legea se cuprinde într-o singură poruncă a relațiilor. Și apoi vine și spune care-i pofta firii și care uh, roada Duhului. Și mai mult decât atât, textul sau pasajul respectiv se termină în versetul 9 din capitolul 6, până acolo merge și spune cum să vă raportați unii la alții și spune așa, să nu obosim în facerea binelui. Este foarte clar că acest pasaj din Galateni ne vorbește despre relații. Toată roada are efect atunci când este aplicată în relații. Dragii mei, Aș vrea să enunț un adevăr. Dumnezeu nu așteaptă roadă de la noi de dragul virtuților, ci pentru a o folosi în relațiile cu ceilalți, ca să fie practicată în relațiile noastre. Dumnezeu nu așteaptă să spună, știi, îl cunosc pe, știu eu care, care e foarte blând, pe celălalt care e foarte împăciuitor. Îl văd eu așa, că el în, în, în sufletul lui, în cămăruța lui, așa e de blând. Când dorme, e așa de cuminte. Dumnezeu nu are nevoie de asta. Nu asta aduce bucurie sufletului Dumnezeu, ci aceste lucruri, când rodesc în tine, trebuie aplicate în relațiile tale. Altfel, devenim șacali care doar profită. Oamenii cresc animale pentru beneficiile pe care le au în urma lor, nu? Creștem vaci ca să avem lapte la cafea, altfel cum facem cafea? Sau să avem carne la bărgări. Creștem porci, să putem avea ceafă la grătar. Rămâne grătarul gol. Și ceva slănină și cârnați, nu? Creștem oi pentru brânză și pentru lână. Și creștem găini pentru ouă și pentru supă de teței. Cum faci supă de teței fără o găină, nu? Ei, vedeți aceste, să zicem așa, hai să le numim roade, pe care le aduc animalele. Noi ne folosim. De ele. Dar n-am auzit pe nimeni să prăsească șacal. Șacalul apare în momentul în care cineva își căpătează, să poată să-i dea lovitura de grație. Și acolo apare când cineva sângerează, se poate să poată să-i sugă ultima picătură de viață. Și acolo apare când cineva ai căzut, se poate să poate să-l sfâșie. Și foarte interesant că Apostolul Pavel, aici, în Galateni, vine și ne spune această realitate în capitolul. 5, versetul 15. Fiți Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. În același context, n-am ieșit din context. Roada este ca relațiile să fie fluide. Roada este ca să influențeze relațiile. Altfel, șacalii, înțelege acum cum determină rodirea relațiile? Ceea ce rodești te determină cum te relaționezi. Pentru că în versetul 8 din capitolul 6, Pavel mai are încă ceva de spus. Cine seamănă în firia lui pământească, adică în acele roade ale firii, va secera din firia pământească ce? Putrezirea. Hrana, meneul, șacalilor. Foarte interesant. Foarte interesant. Toată roada, toată roada influențează relațiile tale cu cei din jur. Mergând mai departe, în textul acesta din Mica, sunt enumerate relațiile la toate palierele vieții. Și este așa ca un cerc mare concentric care începe din exterior și se tot strânge și se tot strânge și denunță relațiile care sunt greșite. Și primele relații menționate sunt relațiile interumane generale, le-am numit eu. Relațiile interumane generale, largi, contextul larg, bazice. Versetul 2, partea a doua. Toți stau la pândă ca să verse sânge, fiecare în timp de o cursă fratelui său. Vedeți, totalitatea, toți și fiecare. Prin frate, aici în pasaj nu trebuie înțeles frate de corp, ci concetățean, oamenii din juri, cei care se aseamănă cu tine. Este vorba despre concetățeni, despre toți oamenii. Șacalii pândesc momentele potrivite. Abia așteaptă să verse sânge. Așteaptă să oportunitatea să întindă o capcană celuilalt. În alte traduceri este folosită traducerea să-i dea plasă, să-l prindă în plasă pe celălalt. Ca să profite de el. Exact un comportament al unor animale de pradă care așteaptă slăbiciunile celorlalți. Între oameni există doar interes propriu, egoism și competiția cerbă. Pe nivelul următor, sunt denunțate relațiile sociale și prin relații sociale vreau să spun relațiile între oamenii de rând și organele administrative. Politicienii, funcționarii, profesorii, conducătorii. Hai să vedem. În versetul. Trei de la jumătate. Cârmuitorul cere daruri, judecătorul cere plată, cel mare își arată pe față ce dorește cu lăcomie. Relațiile acestea sunt caracterizate de corupție. Șacalii rângesc fiind conștienți că se pregătește un ospăț. Oh, o, să vezi ce pun la cale. Cer cu lăcomie. Se folosesc depozițiile pe care le au pentru a obține profit. Pentru a satisface poftele. Această problemă, dacă vă amintiți, a fost tratată în capitolul 3 și la restaurarea standardelor, și la restaurarea slujirii. Lipsește dreptatea, lipsește adevărul, lipsește egalitatea și responsabilitatea din relații. Primează și aici interesele meschine de îmbogățire ale celor care dețin anumite funcții, dar și pe partea celor care sunt asupriți, disprețul, neascultarea, răzvrătirea. Apoi, pe următorul palier sunt relațiile apropiate, al cunoscuților, al amicilor. Nu crede un prieten. Aici cuvântul prieten are în vedere cercul larg al cunoscuților. În toate celelalte traduceri apare aproapele, aproapele, nu prietenul. Relațiile acestea, dacă ne uităm, nu crede pe un prieten. Apare neîncrederea, apare minciuna, nu-l crede. De ce să nu-l crezi? Pentru că vorbește minciuni, pentru că se comportă neadevăr. Sunt caracterizate de neîncredere și minciună. La următorul nivel sunt descrise relațiile de prietenie strânsă. Da, aici e vorba de prietenie. Nu te încrede în ruda cea mai apropiată. Cornilescu este singurul care folosește cuvântul rudă. Toate traducerile folosesc prietenul cel mai apropiat. Rudele vor veni mai târziu. Vreau să fac specificarea asta, da? E vorba de prietenii apropiați, de cercul ăla apropiat de prieteni adevărați. Dar și la acest nivel lipsește încrederea și fidelitatea. Credincioșia a dispărut și de acolo. Chiar și dintre prietenii cei mai apropiați. Căci acolo unde nu rodește Duhul lui Dumnezeu, șacalii nu sunt capabili să rodească credincioșie. Credincioșia e roda Duhului. Foarte ilustrativă este însă următoarea abordare. Păzește-ți ușa gurii de cea care îți stă în brață. Aceasta se referă la relațiile de cuplu, dintre soț și soție. Și acolo a pătruns stricăciunea. Și acolo nu mai există confidențialitate și încredere reciprocă. Și când am citit acest verset, și cred că și voi, gândul vă fuge direct la Samson, care o ține pe Dalila în brațe și Dalila trage de el să-l manipuleze și să-i afle secretul puterii ca să-l subjuge, ca să se folosească de el. Păzește-ți ușa gurii, Samson! de Dalila frumoasă pe care o ai în Însă, vreau să mai remarcăm în, 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 faptul că în acest text nu spune de soția care îți stă în brațe. Nu este amintit termenul soție, pentru că atunci când relațiile sunt deteriorate, de multe ori cea care îți stă în brațe nu e mai soția. Cangrena devastează relațiile, oricât de intime și apropiate ar fi. Infidelitatea, flirtul, alunecările, joaca cu focul sunt tot mai des întâlnite. Așa că în brațe poate sta amanta, poate sta o colegă, a, spui nu, nu, poate sta o revistă, o, poate sta o poză de pe telefon pe care o ții cu tine toată ziua. Păzește-ți ușa gurii de cea care îți stă în brațe. Pentru că oamenii țin în mod conștient în brațe șacalii și îi, îi, îi dezmiardă spre pieirea lor. Ultimul rang al relațiilor prezentate în text. Sunt relațiile de familie, relațiile de sânge. Dacă relația matrimonială între un soț și o soție, să zicem că e o, 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 o relație de, de, prin alianță, cei doi vin împreună, relația cea mai organică este relația între părinți și copii, care e o relație de sânge, pură. Da? Sângele apă nu se face. Totuși, nici aceste relații n-au scăpat neatinse. Căci fiul își bagiocorește tatăl. Fata se scoală împotriva mamei ei, nora împotriva soacrei sale. Vrăjmașii omului sunt cei din casa lui sau din familia lui. da? Șacalii au pătruns în casă. Așteaptă cu înfrigurare să muște, să atace, să junghe, să prăpădească. Respectul copiilor față de părinți a dispărut. Ascultarea s-a făcut nevăzută. Copiii își privesc cu dispreț și răzvrătire părinții, mamele, tații și le spune: știi, n -ai cum să știi tu ce e bine pentru mine. N-ai cum să știi că tu, când ai fost mic, tu ai trăit în altă perioadă, tu nu înțelegi problemele. Nu, nu le, noi nu le înțelegem. Părinții nu înțeleg problemele copiilor. Vrem să facem ce vrem noi, nu ce ne recomandați voi. În orice familie se confruntă cu această problemă, din păcate, astăzi. Și uită. Și este un avertisment pentru toți adolescenții care astăzi sunt în sală. Și uită că să asculți de tatăl tău și de mama ta. Când spune că e cea din tâi poruncă, adică că e la nivelul ascultării de Dumnezeu. E cea din tâi poruncă care este însoțită de, fă, de o făgăduință, de o promisiune. Însă, dacă tu asta noți, că îl vezi pe taică -ta și pe maică ta, cum îl iubești pe Dumnezeu? Cum spui că Dumnezeu în viața ta? Iubirea de Dumnezeu a unui adolescent se vede în ascultarea și supunerea față de părinți. Șacalii sunt animale solitare. Nu trăiesc în, în, în grupuri, ci au de obicei un partener, da? o femelă cu care formează un cuplu și au pui. De obicei rămân uh, foarte fideli partenerului lor. Însă, după ce copiii cresc mari, sunt alungați și rămân din nou singuri. Mereu atacă singuri, mereu mănâncă singuri. Dar este ceva interesant. Atunci când, datorită foamei, trebuie sau sunt nevoiți să atace o presă mai mare, să atace un animal mai mare, atunci se unesc într-o haită. Ca mai mulți dintre ei să se salveze, să nu moară de foame, se unesc într-o haită și atacă apoi se despart iarăși. Singurul moment în care se grupează în haite este pentru a produce un rău mai mare decât l-ar produce singuri. Singuri singur nu pot. Și exact acest lucru îl surprinde Mica și în textul nostru. Și astfel merg mână în mână. Și astfel merg mână în mână. Într-o societate cu relații deteriorate, singurele asocieri care mai funcționează sunt acelea cu scopul de a face și mai mult rău. Uitați-vă în jurul vostru. Ajungeți să vă uitați în jur. Într-o societate în care relațiile sunt tot mai deteriorate, singurele grupări de oameni care mai funcționează sunt dacă se adună să facă o prostie și mai mare. Care n-ar putea o face singuri. Se adună împreună, 2 3 patru care au în cap o idee mai trăznită și o fac. Nu doar să-l facă cu excelență, cum spunea mai sus, ci să-l facă cât mai mult pentru ceva bun, dacă încerci să aduni un grup de oameni să faci ceva bun, a, oh, n-am timp, n-am cum, n-am cum, n -nu, -n nu pot, n-am resurse, nu se, nu, nu se, poate, efectiv nu se poate, sunt ocupat. Dar pentru o prostie, pentru lucruri greșite, se găsesc tot timpul. Pentru orice feluri de cluburi, deosebite, pentru orice fel de întreprinderi, cât, care mai de care mai deșucheată. Acolo se poate. Răul este singura determinare care pare că mai promovează relațiile. Și aș vrea să te întreb, în relațiile tale, fii atent. De ce funcționează ele? Analizează-te singur. Funcționează oare pentru că cauți un lucru bun sau pentru că își dau mână în mână ca să facă răul? Verifică-te singur. Și ce trist este că șacalii au invadat toate palierele relaționării. Și în acest caz, ce altă pedeapsă să le mai dea Dumnezeu? Nu mă, șașa, sunt între voi, vă mâncați între voi. Și acest lucru îl surprinde textul nostru când ne spune că avem parte de pedeapsă tocmai datorită relațiilor stricate pe care le avem. Tocmai asta e pedeapsa voastră. Șacalii ne produc doar necazuri, suferință și durere. Ieremia spune despre perioada asta în care este cucerit poporul evreu, spune atât Ierusalimul cât și Iuda au devenit vizuină de șacal. Găsiți asta în Ieremia 9, dacă vreți să căutați acasă. Ieremia 9 cu 11 și 10 cu 12. Și Ierusalimul și Iuda în aceeași măsură au ajuns o vizuină de șacali. Și în miezul, subie... în miezul textului nostru este subliniat acest aspect. Fiți atenți cum îl anunță Mica. Ziua vestită de toți prorocii tăi, pe deapsa ta se apropie. Atunci va fi cuiala lor. Și am uh, consultat o versiune mai veche a traducerii Cornilescu care spune așa. Ziua străjerilor tăi, adică cercetarea ta, a venit. Acum va fi tulburarea lor. La timpul prezent. Nu e vorba despre un viitor îndepărtat. Nu se are în vedere un viitor escatologic. Nu se are în vedere ziua Domnului aici. Nu, ci atunci, la timpul prezent, când roada care ar fi trebuit să o aveți lipsește. Când spinii și mărăcinii au luat locul culturii. Atunci începe tulburarea și nefericirea. Șacalii își fac de cap înăuntru, chiar înainte ca dușmanul să-i atace din exterior. Societatea este dezbinată împotriva ei înșiși, însăși, și nu mai poate dăinui. Vedeți o societate care se contrazice mai mult ca niciodată. Care parcă statul german în care uh, trăim, parcă luptă împotriva lui prin toate uh, amendamentele pe care le, le face. Asta e pediapsa. Și societatea e dezbinată, structura interioară e debilitată și pediapsa nu este altceva decât consecința directă a ceea ce s-a cultivat până acum. Adică ignoranță și răzvrătire. Au spus Dumnezeu așa, jos. In God we trust, jos. Nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu a murit, spunea Nice. Da? Oamenii, și oamenii, e foarte curios că se întreabă cu uluială, cu mirare, Oare ce se întâmplă cu noi? Oare de ce ne e așa de greu? Oare de ce merge așa? Răspunsul este, ați ajuns la fund. În fundul adâncului. Ați coborât și ultima treaptă de pe scara decăderii. Mai jos nu se poate. Lipsa restaurării va distrus relațiile toate și pentru că omul este o ființă relațională, omul devine să fie pe cale dispariție. Pentru că în relații stricate, omul nu va supraviețui. În relații în care uh, totul merge anapoda și greșit nu se mai supraviețuiește. Dar pasajul de astăzi, pentru aceia care mai vor să audă și să asculte și să aplice, în al treilea rând, ne propune și metoda reparației. Nu doar că denunță lipsa rodirii, nu doar că denunță degradarea relațiilor, vine și uh, ne aduce metoda reparației. Eu însă. Hai să citim împreună. Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Este un verset foarte frumos. Ăsta e un verset care merită să fie pus la status la rețelele sociale. Cel puțin 24 de ore. Merită. E un verset frumos. Dar mai mult decât atât. Ar trebui aplicat. Și aș vrea să-i acordăm atenție ca să-l interpretăm corect. Vreau să fim atenți la acest verset. Ce vrea să ne transpună? Să ne spună. În primul rând, acest verset ne arată perspectiva. Unde să privim? Unde să ne ațintim privirea? Eu însă voi privi spre Domnul. Dragul meu, fii atent ce vrea să spun acest lucru. Tu nu-ți vei repara relațiile din jurul tău de dragul celor de lângă tine. M-am certat cu soția, îmi, îmi, îmi repar relația că săraca suferă. Nu, tu trebuie să ai privirea îndreptată spre Dumnezeu. Eu vreau să am niște relații potrivite, pentru că eu îl iubesc pe Dumnezeu și pe el am supărat. Amintiți-vă de fiul risipitor când se întoarce acasă, că el vede corect această problemă. Îi spune, mă duc la tata și îi spun, tata am păcătuit împotriva ta. Nu. Am păcătuit împotriva cerului, prima dată, și apoi a ta. Dragul meu, în, în, în această problemă a relațiilor, noi ne gândim, mă trebuie să mă împac cu cumnatul meu, că ce zice familia? Nu. Perspectiva este, eu trebuie să mă împac, trebuie să am o relație bună cu cel de lângă mine, cu vecinul meu, cu dușmanul meu, pentru că eu voi privi spre Domnul. Pentru că Domnul îmi poruncește asta, pentru că privirea mea e țintită la Dumnezeu. Relația ta, dragul meu, cu Dumnezeu e adevărat că determină relațiile pe orizontală. Însă vreau să-ți spun reciproca aceste teoreme și să o spun de la coadă la cap. Relațiile tale pe orizontală spun despre tine ce relație ai cu Dumnezeu. Pentru că e foarte ușor să spui că eu am o relație cu Dumnezeu extraordinară și toate relațiile tale în jur sunt praf. E o minciună. Relațiile tale pe orizontală demonstrează, îți demonstrează ție în primul rând și celorlalți în ce relație ești cu Dumnezeu. Și perspectiva pe care tu o ai asupra lui Dumnezeu. Dacă vorbim de câteva duminici despre teama de Dumnezeu la timpul de închinare, dacă tu te temi de Dumnezeu, asta te determine să ai relații. Dacă tu ai evlavie, respect, supunere față de Dumnezeu, din cauza asta îți vei repara relațiile. Ăsta e primul punct. În al doilea rând, vine și ne arată unde să ne focalizăm așteptările. Nădejdea mea e Dumnezeu. Recunosc că nu e o cântare care să-mi placă datorită liniei melodice, însă are niște versuri atât de profunde cântarea asta. Nădejdea mea e Dumnezeu. Nădejdea ta e Dumnezeu, așa că nu aștepta pe celălalt să fie altruist. Fii tu altruist. Tu nu trebuie să ai așteptări de la celălalt. Nu aștepta ca celălalt, cel cu care te relaționezi, mă refer, să fie demn de încredere. Fi tu demn de încredere pentru alții. Nu aștepta ca alții să se gândească la interesele tale. Știi, așa spune Biblia, că altul să se nu, gândește-te tu la interesele altora. Fă tu asta. Fă tot ce ține de tine și nu aștepta nimic de la oameni. Nici dreptate, nici recunoștință, nici milă, nici prietenie, nimic. Pentru că nădejdea ta este Dumnezeu. Și fă așa cum spune profetul aici. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Unde îți pui nădejdea? Amintește-ți de psalmul de la închinare de astăzi, psalmul 130. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința lui. Problema este că noi spunem, eu aștept pe Domnul să-mi rezolve ceea ce nu pot eu. Tu lasă, nu mai avea așteptări de la oameni. Dumnezeu le va împlini toate așteptările tale. Însă tu puneți așteptările și nădejdea și speranța doar în Dumnezeu. Ăsta e al doilea pas. Și în al treilea rând, nu acționa după evaluările tale. Mi se pare că, cred că nu funcționează așa. Nu te duc prin vedere, ci prin credință. Dumnezeul meu mă va asculta. Dumnezeul meu mă va asculta. Un alt psalm, psalmul 20 de data asta, începe așa și spune, să te asculte Domnul în ziua necazului, nu? Să te asculte Domnul. Și mai încolo, Explică ce înseamnă să te asculte Dumnezeu. El să-ți dea tot ce-ți dorește inima. Spune undeva prin versetul 4, psalmul 20. El îți dă tot ce-ți dorește inima. Problema e că tu aștepți ca oamenii să-ți dea tot ce-ți dorește inima. Te căsătorești așteptând ca de acolo să primești. Îți faci niște prieteni așteptând ca acolo să fie acceptat. Îți faci o, o groază de relații și mai ales prieteni ăștia virtuali și aștepți de acolo, ai așteptări. Unde e așteptarea ta? Dincolo de așteptări, tu trebuie să ai credință. Dumnezeul meu mă va asculta. Să acționez prin credință. Știi cum începea pasajul de astăzi? Nu mai este nici cea din tâi smochină dorită. Începea cu o dorință care era neîmplinită, da? Așa începea. M-am uitat pe acolo și printre struguri și printre pomi și n-am găsit nici cea din tâi smochină dorită. Începea cu această dorință. Ați văzut cum se termină cu Dumnezeu care ascultă și îți împlinește dorința. Du-te prin credință, dar. Perspectiva corectă, așteptările ancorate în Dumnezeu și trăirea prin credință te vor determina cum să acționezi. Am spus și revin că situația relațiilor frânte este ultima treaptă a scării, cel mai de jos loc unde poți coborând în degradare. Aș vrea să te întreb ceva, practic. Dacă la tine, la apartament sau la casă, te duci până în beci, să duci ceva sus în bucătărie, un borcan de zacuscă, să zicem. Când te vei întoarce din beci înspre apartament, care treaptă o vei accesa mai întâi? Prima sau ultima? Cobor scara până în beci, sau să ne imaginăm că coborâm scara asta până la subsolul clădirii, când vei urca sus, care treaptă o vei păși mai întâi? Ultima sau prima? Ultima, nu-i așa? Ca să poți să urci scara înapoi când ai decăzut, trebuie să începi cu ultima treaptă. Dragii mei, chiar dacă pare neobișnuit, chiar dacă această soluție pare neobișnuită, vreau să vezi că restaurarea și, și uh, trezirea va fi o realitate în viața ta în momentul în care vei aplica tot ceea ce ai învățat la relațiile tale restaurarea asta de care vorbim de atâta timp și trezirea pe care o va face Dumnezeu va începe când acolo din fundul adâncului vei începe să aplici tot ce ai învățat la relațiile tale pe orizontală, la cei de lângă tine. Prin asta îl vei onora pe Dumnezeu. Prea mult ne gândim că noi îl onorăm pe Dumnezeu prin colectă, prin cântări, prin nu știu ce atitudine de închinare. Dragul meu, Dumnezeu se va bucura de roada care e în tine când tu o vei rodi față de cei de lângă tine. Aplică tot ceea ce știi, tot ceea ce ai învățat din cartea mică, tot ceea ce știi din scriptură, aplică relațiilor din jurul tău, familiei tale. Începe în familie, începe cu soția, cu copiii, începe cu vecinii, continuă cu prietenii, cu frații de credință, cu biserica, cu colegii de serviciu și cu toți oamenii cu care intri în contact. Și ai această atitudine față de ei. În relațiile interumane generale, cum le numeam la început, cu toți oamenii cu care ai contact, în loc să ai interese, în loc să fii condus de egoism și de competiție, aplică altruismul și empatia. Fiecare din voi, spune Biblia, să se uite nu doar la foloasele lui, ci la foloasele altora. Aplică în relațiile cu oamenii, apoi în relațiile sociale, cu organele administrative. În loc de nedreptate, în loc de corupție, în loc de dorința de câștig cât mai mult, aplică supunerea și integritatea, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Mai știi lucrul ăsta? Și ă, cel care are o asemenea funcție este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. E greu de crezut câteodată, însă o spune Cuvântul în relațiile apropiate cu cunoștințele tale, în loc de neîncredere, în loc de minciună, în loc de necredincioșie, fi demn de crezare. Fii o persoană pe care alții se pot vaza. Fii un adept al adevărului. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul. O spune Biblia. Nu e o invenție pe care o spun eu. Și vezi, vine și se aplică direct, simplu, la relațiile tale, la colegi, la cunoscuții tăi, nu mai minți, nu mai-ți inventa povești, spune adevărul. În relațiile de prietenie, în loc să te comporți cu superficialitate, în loc să te prefaci, în loc să fii infidel unui prieten, fi demn de încredere și acolo, fi deschis, fii dedicat, fi sincer, fi credincios, căci nu este mai mare dragoste decât să-și dea viața cineva pentru Dumnezeu. Nu, nu scrie așa. Decât să-și dea viața cineva pentru prietenii săi. Ah, oh, eu mă duc și mor pentru... Nu, îți spune că dragostea cea mai mare e să mor pentru prietenii tăi. În relațiile de cuplu, în loc de prefăcătorie, în loc de a fi perfid, în loc de răceală, fi integru, fi transparent, fi devotat, fi neprefăcut și fi Pardon, fi preocupat de sufletul partenerului tău mai mult decât toate cadourile pe care le-ai putea oferi în viața asta și în 200 de vieți viitoare. Fi preocupat de sufletul partenerului tău. Și luați seama, dar, în mintea voastră, ca nici unul să nu fie necredincios nevestei lui. E cuvântul lui Dumnezeu. Și aici. Sunt aplicații practice pe care le poți lua, le poți aplica la viața ta, la cuplul tău, la familia ta. În relațiile de familie, fii consecvent și îndeplinește-ți rolul și, și cerințele care revin rolului tău. Aici n-am adus un, 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 un text specific, însă poate ești tată, poate ești mamă, poate ești fică sau fiu, poate ești bunic, poate ești noră, poate ești ginere, poate ești cumnat sau cumnată ceea ce îți revine ție în familie. Îndeplinește-ți rolul tău. Nu încerca ca copil fiind să faci pe părintele. Nu încerca ca părinte fiind să te faci dispărut. Ci îndeplinește-ți rolul pe care îl ai acolo în familie. Dumnezeu are roluri specifice pentru bărbații din casă, pentru femeile din casă, pentru copii, pentru fiecare. Și vei... Începe să urci treaptă după treaptă. Și în Isaia 58, acolo unde ne vorbește despre Postul Plăcului Dumnezeu, ne spune că atunci când tu repari relațiile din jur, când vei aplica dreptatea, spune că vindecarea ta va încolți repede. Foarte interesant că și acolo se aplică tot la, la relații. Când în ziua Apostolului spune tu te duci și te. ce folos am eu să stea omul cu capul plecat ca un pipiric să-și torne? Ce cenușă în cap și se îmbrace în sac. N-am nicio. Du-te și fă dreptate orfanului, împarte-ți pâinea cu cel sărac, la relații. Du-te și repară-ți relațiile și spune, vindecarea ta va încolți repede. Poți să ieși de pe scara asta, poți să ieși din fundul adâncului, atunci când privirea ți îndreptată spre Dumnezeu. Și mai am un verset din epistola 1 Ioan. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede? Vedeți? Toată relația asta lui Dumnezeu, de aceea își permite apostolul Pavel să spună cea din tâi poruncă este să iubești pe aproapele tău. O pune înaintea poruncii să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Pentru că nu poți să spui, nu poți să-L iubești pe Dumnezeu dacă în relațiile tale ești falimentar. Toată relația ta cu Dumnezeu se vede în relațiile tale. Și acum, Aș vrea să fii foarte atent. La sfârșitul acestui mesaj, aș vrea să te provoc să aplici chiar acum metoda asta. Poate că este o persoană aici în sală de care trebuie să te apropii și să începi să aplici reparația. Nu știu. Dar ia-ți timpul ăsta și fă-o. Poate că trebuie să scoți telefonul și să scrii un mesaj cuiva acum, chiar în momentul ăsta când Duhul lui Dumnezeu îți vorbește. Poate că trebuie să ieși în hol să dai un telefon la cineva. Folosește timpul ăsta. O să luăm 5 minute în care să te gândești bine la lucrul ăsta. Dragul meu, ieșirea ta, propășirea ta, vindecarea ta va încolți când tot ceea ce învățăm atât de teoretic încep să pui în practică la cele mai bazice relații de lângă tine, cu prietenii tăi, cu familia ta, cu soția, cu soțul tău. Și este vremea să ieșim din culcușul șacalilor și să ne restaurăm relațiile. Așa că în următoarele cinci minute, astăzi nu terminăm acum cu o rugăciune, ci aș vrea să terminăm într-un mod practic. Dragul meu, asta e marea problemă a poporului care evită, care renunță la avertizările lui Dumnezeu. De aia s-au ajuns acolo. Și în cazul lor, și în cazul altor și altor popoare frați care se fură pe frați, așa era poporul din vremea lui Mica, oameni care se, subjugau unii pe alții și care erau poporul ales al lui Dumnezeu. Ce interesant! Mama mai dă un ghion fiului și spune, fii atent, mă, și el îi spune, lasă-mă. Foarte interesant. Când fiul lui Dumnezeu a umblat pe pământul nostru, într-o zi, la fel ca și Mica, din pasajul de astăzi, s-a apropiat de un smochin ca să mănânce. Era foame, spune Scriptura. S-a apropiat și a căutat între frunzele lui și spune cuvântul că n-a găsit nimic. Nici cea din tâi smochină dorită de sufletul meu. Era prima smochină, spunea că încă nu-i vremea roadelor, atunci trebuiau să înceapă nici cea din tâi smochină nu ieșise. Aș vrea să te întreb, atunci când Iisus caută în tine roadă, găsește? Dragul meu, nu poate ca Iisus să găsească roada dacă ceilalți nu o găsesc. Nu te minți. Orice pom se cunoaște după rodul lui. Nu, strâng, nu se strâng Fiți atenți, smochine de unde? Din spin. Ambele apar în textul din mica. Și nu se culeg struguri din mărăcini. Și astea două. Când, când Domnul Iisus stânjește după un ciorchine, după un strugure sau după o smochină, dragul meu, aceasta are în vedere necesitatea trupului său. Iar trupul său sunt toți cei pentru care El și-a dat viața. Noi ne gândim, dacă în seara asta ar intra Domnul Isus aici în cameră, ai, cum l-aș primi, cum i-aș da eu casa mea, cum i-aș da tot ce Dragul meu, în seara asta, aici, au intrat cel puțin 40 de persoane care îl reprezintă pe Isus. Cum te raportezi tu la ei? El vrea ca tu să rodești pentru a fi de folos altora. Cum arată relațiile tale? Rodind pentru alții, de fapt atunci rodești pentru Isus. Nu folosește la nimic să rodești dragoste, bucurie, pace și blândețe închis în cămăruța ta și când ieși afară să fii plin de invidie, să fii încruntat, să fii acru, să fii egoist, să fii un escroc. Nu. Privind spre Domnul, dintr-o perspectivă corectă, având niște așteptări bine ancorate în totalitate în Cel care ți-a obținut mântuirea și o credință neclintită în acela care este Dumnezeul tău, vei obține restaurarea relațiilor tale. Căci cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine. Nu puteți face nimic. Aș vrea să te provoc, dragul meu, să vii la Isus. Vreau să faci din Isus prioritatea ta și prioritatea ta, când Isus este prioritatea ta, lucrul acesta se va vedea în relațiile tale. Haideți să ne ridicăm și următoarea cântare cu care vreau să încheiem spune: Isuse dintre toți te aleg mereu. Tu ce alegi?